2019 s-a înregistrat la parchetul de pe lângă judecătoria Focșani procesul verbal de sesizare din oficiu al Poliției Municipiului Focșani cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de agresiune sexuală, constând aceea că, la aceeași dată, în jurul prânzului, un bărbat din județul Galați, în vârstă de 49 de ani, a întreținut acte de natură sexuală asupra unui minor în vârstă de 9 ani din municipiul Focșani. În urma cercetărilor efectuate, s-a dispus victoria în fărmarea urmăririi penale și ulterior punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat care a recunoscut comiterea faptei. Deodată, în cursul zilei de 22 a 8 a 2019, s-a dispus reținerea inculpatului, iar în cursul zilei de astăzi a fost prezentat cu propunere de arestare preventivă în fața judecătorului de drepturi și libertăți în cadrul judecătoriei Focșani.